dorim din toată inima să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul nostru Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. Amin. Amin. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să binecuvânteze orice inimă, amin, să binecuvânteze orice suflet în această zi. Pentru că știu un lucru, dragii mei, ceea ce binecuvântează Dumnezeu rămâne binecuvântat pe toată lumea. Lăudat să fiu. Pentru că El e singurul care poate. El e singurul care poate binecuvânta. El este singurul care poate ierta, care poate elibera. El este singurul care te poate ridica în dimineața aceasta. Deci mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze în acest zi. Mă bucur din toată inima pentru faptul că sunt în casa Domnului împreună cu familia pe care Dumnezeu mi-a dăruit. Și să socotesc că nu există mai mare har pentru fiecare dintre noi decât faptul acesta, că ești în casa lui Dumnezeu. Amin. Este un mare har. Când alții sunt în țărâna pământului, când alții sunt în aparat, când alții n-au picioare, când alții n-au mâini, când alții n-au vedere, Tu ești aici în casa lui Dumnezeu. Și sugătesc un mare har din partea lui Dumnezeu. Pentru că fiecare zi de viață înseamnă o nouă șansă din partea lui Dumnezeu. Da, și Dumnezeu să ne binecuvânteze în această zi. Dumnezeu să ne dea putere și biruință să putem înțelege în această zi că tot ce avem e datorită îndurării. Dacă suntem în viață, suntem datorită Lui. Slăvit să fie Domnul, onorat să fie Dumnezeu. Dacă picioarele noastre sunt sănătoase și ne putem sluji de ele, e datorită îndurării lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Dacă mâinile noastre sunt sănătoase și ne putem sluji de ele, e datorită îndurării lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Onorat să fie Dumnezeu. De aceea, mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, dragii mei, să putem înțelege viața asta, că tot ce avem e datorită îndurării lui Dumnezeu și că noi nu avem niciun merit. Tot ce avem am căpătat din mâna lui Dumnezeu. Spune Biblia că noi n-am adus nimic. Dumnezeu ți-a dat un chip, Dumnezeu ți-a dat un om, Dumnezeu ți-a dat copii, Dumnezeu ți-a dat o familie, Dumnezeu ți-a dat totul și totul e a Lui, lăudat să fie Domnul, onorat să fie Domnul. Iov, omul lui Dumnezeu, a fost conștient că tot ce are, are din mâna lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Și când a venit ziua, când a pierdut totul, dragii mei, știi ce a zis Iov? A zis Dumnezeu, nu a zis Iov că el s-a descurcat, că el a fost harnic sau muncitor sau înțelept sau deștept, nu. A zis Dumnezeu, dat. Și Dumnezeu a luat, fie binecuvântat numele Lui. De ce? Că tot ce am avut, am avut din mâna Lui Dumnezeu. Glorie. Și Cel ce dă are dreptul și să ia. Binecuvântat să fie numele Lui, onorat să fie numele Lui în această zi minunată. Dragii mei, chiar dacă noi nu ne cunoaștem, există unul care ne cunoaște pe Dumnezeu. Amin. Există unul care ne cercetează îndeaproape, spunea David. O zis, Tu mă cercetezi îndeaproape. O zis, și mă cunoști. Tu știi când stau jos și când mă ridic și de departe împătruns gândurile mele. Dragii mei, avem de-a face cu un Dumnezeu care cunoaște tot. Vreau să spun în această zi că El privește dincolo de aparența noastră. El privește dincolo de acestea. El privește la inima ta în această zi. El este acela care cercetează inima și rărunchi inima. El cunoaște gândurile tale. El cunoaște dorințele tale. El cunoaște totul despre noi. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne dea putere, să putem înțelege că avem de-a face cu un Dumnezeu viu și adevărat. Un Dumnezeu care privește dincolo de aparență. Un Dumnezeu care vede și în întuneric și nici în întuneric nu te poți ascunde. Că spunea David, Domnului Dumnezeu, o zis, dacă mă duc la capătul pământului, Tu ești acolo. Dacă mă cobor în locuința morților, Tu ești acolo. Un Dumnezeu care vede nascuns. Amin. Unde nimeni n-are acces. Unde tata n-are acces. Unde mama n-are acces. Unde frații n-au acces. Există unul în dimineața aceasta care are acces și vede. Așa e, vede totul despre noi. De aceea, mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dumnezeu să ne dea putere și biruință. Amin. Să putem să-L slujim pe Dumnezeu. Amin. Să putem avea o relație adevărată cu Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvânteze la lucrul acesta. Am vrea să ne înțelegem așa cum spunea și cântarea. Suntem doar niște străini, suntem doar niște călători. Și suntem chemați să trăim fiecare zi ca și cum ar fi ultima zi pe acest pământ. Așa trebuie să trăiască un copil al lui Dumnezeu. Când cineva te întreabă dacă noaptea asta vei pleca, dacă ziua de azi e ultima zi de viață pentru tine și pentru mine,
Un copil al lui Dumnezeu trebuie să fie 100% că se va întâlni cu Dumnezeu. Amin, amin. Vreau să te întreb în această zi. Și Duhul Sfânt te întreabă. Tu ești 100%? E sigur de mântuirea ta? Doamne. O zis, mi-am sfârșit călătoria. Am păzit credința. De acum așteaptă cu nume. Pavel nu a dat din numeri. Nu zis, Domnul știe. O zis, știu 100%. Da. Că dacă în clipa asta voi pleca, mă așteaptă împărăția, mă așteaptă cerul, mă așteaptă împăratul. Lăudat să fie Dumnezeu, onorat să fie Dumnezeu și Dumnezeu să ne dea putere și biruință. Iov, spuneam despre Iov, Iov în toată durerea, în toată suferința, spune așa în capitolul 19, zice, chiar dacă voi rămâne fără carne, chiar dacă pielea mi se va nimici, o zis, ochii mei îl vor vedea pe Domnul, o zis, ochii mei și nu altul. Asta înseamnă siguranța mântuirii. Așa trebuie să purtăm cu noi întotdeauna, în fiecare zi, siguranța mântuirii. De ce? Pentru că nu știm ziua, nu știm ceasul și clipa când vom pleca din viața aceasta, dragii mei. Atâția oameni au căutat să treacă strada și n-au ajuns în capătul celălalt. Atâția oameni care s-au dus la lucru și nu s-au mai întors de acolo. Nu știm când vine ziua plecării. Pentru că viața noastră nu-i decât un abur, nu-i decât o suflare. Da. Nu suntem noi stăpâni pe viața noastră, stăpânii Dumnezeu, Dumnezeu de viață. Și Dumnezeu ia lăudat să fie Domnul, onorat să fie Dumnezeu. De aceea noi trebuie să fim siguri pe mântuirea noastră și fiecare zi trebuie trăită ca și cum ar fi ultima zi pe acest pământ. Să fii pregătit, să-L aștepți pe Domnul, că nu știi când vei pleca. Pentru că viața nu ne stă la dispoziție. Alții au plecat la 18 ani, alții au plecat la 20 de ani, alții au plecat la 24 de ani. Nimeni nu știe când pleacă din viață. De aceea trebuie să fim pregătit în fiecare zi. Și zic, Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne dea putere și să ne binecuvânteze. Amin. Vreau să dau citire din Isaia 53, începând cu versetul 1. Aș vrea cu ajutorul Duhului Sfânt un cuvânt, un mesaj care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru noi în această zi. Nu știu de ce, dar știu că Dumnezeu cunoaște totul și înaintea Lui totul este gol și descoperit. Isaia 53, începând cu versetul. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea Lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea Lui. N-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii și obișnuit cu suferință. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El și noi nu L-am băgat în seamă. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne dea putere și biruință în această zi. Amin. Am vrea să înțelegem în această zi, în Împărăția Lui Dumnezeu, nu ajungem pentru că suntem penticostali, sau baptiști, sau evanghelici, sau ortodoxi, sau... Nu pentru asta. Lucrul ăsta nu te va ajuta să ajungi în cer. În cer nu o să ajungem pentru că am cântat, pentru că am predicat, pentru că am fost păstor, pentru că am fost prezbiter, nu pentru asta. Ascultați-mă. În Împărăția Lui Dumnezeu ajung oamenii care au relație cu Dumnezeu. Amin. În Împărăția Lui Dumnezeu ajung oamenii care trăiesc în voia Lui Dumnezeu în fiecare zi. Care Îl slujesc pe Dumnezeu, care Îl cinstesc pe Dumnezeu, care Îl onorează pe Dumnezeu în fiecare zi. Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Și Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne dea putere și biruință să putem înțelege într-o vreme ca aceasta că Împărăția, că cerul e deschis pentru oamenii care au relație cu Dumnezeu. Amin. Lăudat să fie Domnul! Onorat să fie Domnul! La rugăciunea lui Ilie s-a închis cerul! Și la rugăciunea lui Ilie s-a deschis cerul. Știți de ce? Pentru că Ilie avea relație cu Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeu să ne dea putere și biruință. Amin. Versetul 2 spune, e cuvântul, să zic așa, de bază pentru noi în această zi, spune că n-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Citind cuvântul acesta, Domnul mi-a vorbit, Iisus, cât o trăit pe fața Pământului, n-a căutat imagini. Iisus, cât o trăit pe fața Pământului,
n-a căutat să atragă privirile oamenilor. El n-a căutat imagine. El n-a căutat să-și facă un nume. Iisus, cât o trăi pe fața Pământului, a căutat relația cu Tatăl. Nu l-a interesat absolut nimic altceva pe acest lucru. O zis, în sudul cărții tare este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeu. Și cât o trăit pe fața Pământului, frați și surori, nu l-a interesat nimic altceva decât să facă voia Tatălui. Amin. Decât să împlinească voia Tatălui. Cu gândul ăsta dormea, cu gândul ăsta se trezea în fiecare zi. Să facă voia Tatălui. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Dar gândul acesta să ne însuțească în fiecare zi. Amin. În fiecare ceas, în fiecare clip. În inima ta și în inima mea să răsune lucrul acesta. Voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Să putem înțelege că la asta suntem chemați. Să putem să împlinim voia lui. O zis, nu și cine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cerul. Și Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne dea putere și biruință. Hristos nu a căutat imagine. El nu a căutat să atragă privirile cuiva. El n-a căutat să fie în lumină. El n-a căutat să fie în reflectoare. De multe ori făcea semne. De multe ori făcea minuni. Și se ascundea. Oamenii nu știau de cine erau vindecați. L-au întrebat cine te-a vindecat și au zis, nu știu. De ce? Că Iisus nu a căutat să-și facă imagine. Iisus nu a căutat să-și facă un nume. Iisus nu a căutat să fie vedetă. Cum cei mai mulți astăzi caută lucrul ăsta, dacă se poate. Să ajungem vedete, să ajungem în top, dacă se poate. Cine e pe locul 1, cine e pe locul 2, cine e pe locul 3, care cântă mai bine, care predică cel mai bine. Care e mai căutat, care e mai chemat, care e mai ascultat, care are mai multe vizualizări și like-uri. Asta se caută astăzi. Hristos n-a căutat lucrul ăsta. El a căutat să facă voia Tatălui. El a fost interesat de relația cu Tatăl. Slăvit să fie Domnul, onorat să fie Dumnezeu și Dumnezeu să ne dea putere, să ne dea biruință, dragii mei. Să nu căutăm imagine, ci să căutăm să avem relație cu Tatăl. Lăudat să fie Domnul, onorat să fie Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Cât o trăim pe fața Pământului, nu l-a interesat lucrul acesta. De mulți ori se ascundea. Și oamenii nu știau de cine erau vindecați. De ce? Pentru că Iisus nu a căutat imagine. El a căutat relație. La un moment dat spune un cuvânt interesant și spune așa, zice, eu nu fac nimic de la... Bine. De ce? Pentru că eu nu caut imagine. Eu nu caut să atrag privirile nimănui, ci caut să fac voia Tatălui meu care este în cer. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Să ne dea putere și biruință, dragii mei. Să nu facem nimic de la noi. Ci tot ceea ce facem, să face ceea ce spune Tatăl. Cine vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Cine cântă, să cânte spre slava lui Dumnezeu. Și tot ceea ce facem, să facem spre slava lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul, onorat să fie Dumnezeu, glorificat să fie Dumnezeu. Avem astăzi o grămadă de slujitori, o grămadă de predicatori, care caută să predice după pofta și dorința inimii oamenilor. Să intrăm în grațiile lor, să fim aplaudați de oameni, să fim apreciați de oameni. Dumnezeu să ne dea putere și biruință să nu facem nimic de la noi, ci să vorbim ceea ce vorbește Tatăl, ceea ce ne spune Tatăl, lăudați-mi, Domnul, onorați-mi, Dumnezeu. Spunea Pavel, dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi robul lui Hristos. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne dea putere și biruință. Să nu fim interesați de imagini, ci să fim interesați de relație cu Dumnezeu. Pentru că fără relație, dragii mei, nu putem ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă n-ai o relație cu Dumnezeu și ai doar o imagine, e degeaba. E degeaba, dragii mei. Trăim într-o vreme, trăim într-o lume în care se pune foarte mult accent pe imagine. Trăim într-o vreme, trăim într-o lume când totul se rezumă la imagine. Tot ceea ce contează astăzi este să ai o imagine bună. Asta contează astăzi. Imaginea nu ne folosește la nimic, dragii mei. Imaginea nu ne ajută cu nimic. Însă relația deschide cerul. Mărire, Doamne.
Relația va deschide împărăția lui Dumnezeu într-o zi. Pentru Ștefan într-o zi s-a deschis cerul. Că ăsta n-a avut imagine. Ăsta n-a trăit doar cu numele de pocăit. Ci ăsta a avut relație cu Dumnezeu. Când ăștia aruncau cu pietre, el arunca cu rugăciuni spre cer. Și spunea, Doamne, nu ne ține în seamă pe păcatul acesta. Și la un moment dat Ștefan declară cu gura lui și zice, văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare. De ce? Că relația deschide cerul. Amin. Când ai relație cu Dumnezeu, când trăiești cu Dumnezeu, Dumnezeu deschide cerul, laudați-mi, Doamne! Când alții aruncă cu pietre în tine, tu să arunci cu rugăciuni. Lăudați-mi, Domnul! Asta face numai relația. Lăudați-mi, Domnul! Când alții te judecă, când alții te bărfesc, când alții te disprețuiesc, tu să-ți plegi genunchi și să te rogi pentru ei. Amin. Asta se întâmplă numai în viața oamenilor care au relații cu Dumnezeu. Răsplătiți răul prin bine. Faceți bine celor ce vă fac rău. Să iubiți pe vrăjmașii voștri. Asta înseamnă relație. Și dacă n-ai relație, nu poți face lucrurile astea. De aceea cei mai mulți imediat răspund. Dacă spune o vorbă, spui 10 în apă. Nu poți să taci. Nu poți să rabzi. Nu poți să ierți. De ce? Când n-ai relație cu Dumnezeu. Când ai relație cu Dumnezeu, poți să taci, poți să rabzi, poți să ierți, poți să iubești. De ce? Că tu ai relație cu Dumnezeu. Lăudați-mi, Domnul. O zis Domnul Iisus așa, eu și Tatăl, una suntem. Lăudați să fie Domnul, onorați să fie Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin, amin. Să căutăm relația și nu imagine. Pentru că trăim într-o vreme când totul se rezumă doar la imagine. Asta e lumea în care trăim. Și din punct de vedere firește, și din punct de vedere duhovnicește. Și oamenii credincioși, și cei din lume. Lucru care interesează pe oameni astăzi, numai imagine. Important e să ai o imagine bună, știți? Adică e important, Domne, să pari un om bun. Chiar dacă în realitate ești un om rău. Important e imagine. Să ai imagine bună, Domne. Important în viața asta, știi, e să arăți un înger, știi, să pare înger. Contează imagine. Chiar dacă în realitate poate ești un demon, că știi ce spune Biblia? Zice că diavolul se preface într-un înger, dar în adevăr este un demon. Dar contează imaginea, că el se preface. Și avem o grămadă astăzi care se prefac. Bisericile astăzi sunt pline de oameni prefăcuți, oameni care se prefac ca pocăiți. Oameni care spun pacea Domnului și în inimă poartă război. Oameni care te iau în brațe, te sărută și în inima lor te judecă și te urăște. Avem o grămadă de oameni care se prefac. Și el pare înger, pare credincios, pare copil al lui Dumnezeu. Dar în realitate e altceva. Și oamenii astăzi se rezum doar la imagine. Contează să ai imagine bună. Asta e durerea care o trăim astăzi, dragii mei. Asta e durerea care o trăim astăzi. Imaginea nu ne folosește la nimic, dragii mei. Imaginea nu va deschide cerul. Imaginea va deschide iadul într-o zi. Însă oamenii care au relații, oamenii care trăiesc cu Dumnezeu, oamenii care sunt sinceri, oamenii care sunt transparenți, oamenii care sunt reali și adevărați, într-o zi Dumnezeu pentru ei va deschide cerul. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Onorați să fie Dumnezeu! Glorificați să fie Dumnezeu! E vremea trezirii și vremea cercetării. Aragovia țai, negladia șalomelor. E vremea când trebuie să spui întrebarea. În viața ta și în viața mea, ce există? O imagine și o relație. Te întreabă Duhul Sfânt în această zi și cercetează-te oricine fi în locul acesta. Ce locuiește în viața ta? Locuiește doar o imagine sau ai o relație adevărată cu Dumnezeu? Oamenii care au imagine se roagă doar în biserică și acasă nu. Oamenii care au imagine cântă doar în biserică și acasă nu. Oamenii care au doar imagine e vin cu Biblia doar la biserică, dar acasă n-au nicio treabă cu Biblia. Asta înseamnă doar imagine. Dumnezeu să ne cerceteze, Dumnezeu să ne dea putere și biruință. Oamenii care au imagine sunt blânzi doar în biserică, dar acasă nu. Asta înseamnă doar imagine. Ce-i în viața ta?
Ai o imagine sau o relație cu Dumnezeu? Dacă viața ta de acasă cu viața ta din biserică nu e una și aceeași, e un mare semn de întrebare. Ai milă, Doamne. Dumnezeu să ne dea putere, Dumnezeu să ne dea miluință, dragii mei. Așa cum suntem aici, să fim și acasă, să fim și pe stradă, să fim și la volan, să fim în toate lucrurile, fiți sfinți, spune Biblia, în toată purtarea voastră. De ce? Pentru că noi avem relație cu Dumnezeu. Noi trăim cu Dumnezeu în fiecare zi. Noi suntem în prezența lui Dumnezeu în tot timpul, 24 din 24, 7 din 7, minut de minut și clipă de clipă. Tu și eu suntem în prezența lui Dumnezeu. Lăudați-vă, Domnul! Lăudați-vă, Domnul! Dumnezeu nu-i prezent doar în adunare. Dumnezeu e prezent și pe stradă. Dumnezeu e prezent și când ești la volan, dragul meu. Dumnezeu e prezent pretutinde. Și un copil al lui Dumnezeu trebuie să trăiască în tot timpul ca în prezența lui Dumnezeu. Lăudați-vă, Domnul! Nu pot să vorbesc oricum. Nu pot să glumesc, nu pot să scot din gura mea cuvinte care nu sunt la locul lor. De ce? Că sunt în prezența lui Dumnezeu. Lăudați-vă, Domnul! Vorbirea noastră trebuie să fie cu har și dreasă cu sare. Dumnezeu să ne ajute să ne dea puterea și biruință, dragii mei. Să putem înțelege că într-o zi vom da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor. Că văd astăzi o grămadă de pocăiți care în biserică sunt sfinți și când iese afară, parcă nu-l mai cunoști. Atâtea glume, atâtea nu știu ce, atâtea vorbe în alăcul lor, atâtea... Bisericile astăzi pline de actori. Am ajuns astăzi să întrecem pe actorii de la Hollywood. A trebuit ăștia să ne dea premii Oscar, că suntem așa de buni actori. În biserică suntem sfinți. Dumnezeu ne cunoaște viața. Într-o zi va trebui să stai față în față cu El. Într-o zi toată viața ta va fi descoperită. Într-o zi toată viața ta și toate faptele tale și ale mele ți se vor pune sub ochi, dragul meu. Și atunci toată viața ta va fi gol și descoperit. Și Dumnezeu va arăta toate lucrurile pe care eu și pe care tu le-ai făcut în viața asta. Dumnezeu să ne dea putere, să ne dea biruință. Să n-avem o imagine. Și să avem o relație adevărată cu Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul, adorat să fie Dumnezeu, glorificat să fie Dumnezeu. Pentru că așa cum spuneam, totul astăzi se rezumă numai la imagine. Totul e axat pe imagine. Important e să dai bine, știi? Să dai bine la televizor. Să dai bine pe internet. Asta e important. Imaginea. Totul se rezumă la imagine. Nu mai suntem oameni reali. Nu ne mai rezumăm la realitate. Nu ne mai uităm la realitate. Ne uităm doar la imagine. Că imagine e importantă. Bă, dacă are imaginea bună, dar realitatea e praf. E pulbere, Domnul. E la pământ. Dar e important că el cântă bine. Mă, asta când cântă în adunare, ce voce are el, nu cântă nici Celine Dion. Cântarea lui e de nota 10. Viața lui e de nota 4. Și noi nu ne mai uităm la realitate. Ne interesează imagini. Umblând în lumea asta, dragii mei, întâlnesc fel și fel de oameni și de brațe. Mă cântăresc de nota 10. Sunt în top. Dar când te uiți la viața lor, când stai lângă ei, când umbli cu ei, n-au treabă cu rugăciune. N-au treabă cu postul. N-au treabă cu sfințenia. Dar cântă de nota 10, Doamne. Și asta e important în biserici acum. Să dăm bine. Să fie show, să fie imagine, să fie spectacol, să iasă treaba bine, dar în realitate viața noastră e departe de Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea putere, Dumnezeu să ne dea biruință. Dragii mei, n-are nicio valoare, pot să predic de nota 10. Dacă viața mea e praf în pulbere, dacă viața mea e departe de Dumnezeu, degeaba vorbesc de dragoste și în viața mea nu-i dragoste. Degeaba vorbim de sfințenie și în viața nu-i sfințenie. Degeaba vorbim de unitate și în viața mea nu-i unitate. Degeaba vorbim una și trăim alta. Nu are nicio valoare. Important, Domnule, să dea bine, Domnule, în adunare. Ce rost are, dragii mei? Să predicăm Evanghelia și să nu trăim Evanghelia. Nu are nicio valoare, dragii mei. Dar totul se rezumă astăzi la imagine, Domnule. Când predică în adunare, zici că e cel mai mare predicator, cel mai mare pocăit. Și când te uiți la fața lui de-aproape, e praf și pulbere. Când e la avon, e plin de putere și de Duhul Sfânt. Și când îl vezi pe stradă, zici că soția lui e femeie din lume. În blu
duci, mai știu eu toate culorile, cu toate văpselele, zici că eu aruncat o găleată de glet pe față, omule, da, el e plin de putere la amvon. E plin de putere copilului, soția lui, familia lui, zici că e din lume, dar la amvon e plin de putere, Doamne. E plin de putere. Ascultă-mă, dragul meu, în această zi. Pomul nu se cunoaște după cântare, nici după predicare. Pomul se cunoaște după roade. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Mă rog ca Duhul Sfânt să se coboare în adunare și Duhul Sfânt să lucreze, să cerceteze, să elibereze, să deselege, să toate lanțurile, toate legăturile, să cadă la pământ, să ne putem trezi la o pocăință sfântă, să ne putem trezi la o pocăință adevărată. Și o să avem o relație strânsă cu Dumnezeu, lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul, onorați să fie Dumnezeu, glorificați să fie Dumnezeu. Predicai de nota 10, Domnule, pom, punctul 1, punctul 2, punctul 3. Dar viața e departe de Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea putere și biruință. Întâlnești fel și fel de lucrător și de slujitor. Mă, atât de bine predică în adunare. Dacă suntem în privat, n-am auzit să zică, Florine, hai la o rugăciune. Se trezește dimineața, pleacă la slujbă, dar nici nu se roagă. Dar cum vrei să lucreze Dumnezeu? Cum vrei să se coboară Duhul Sfânt în adunare? Dacă tu nu ești un om al rugăciunii, Iisus, nopțile le petrecea în rugăciune, că asta înseamnă relație. Oamenii care au relație cu Dumnezeu trăiesc în rugăciune. Slăvit să fie Domnul, onorat să fie Dumnezeu, glorificat să fie Dumnezeu. Te întreabă Duhul Sfânt, cum stai cu rugăciune? Cum stai cu rugăciunea, dragul meu? Când te rogi, ai relație. Când nu te rogi, nu ai relație cu Dumnezeu. Ai doar o imagine. Iisus, nopțile le petrecea în rugăciune. Că ăștia sunt oamenii care au relație. Ăștia se roagă, ăștia postesc, ăștia ascultă de Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne dea putere și obiunință. Avem astăzi o grămadă de credincioși care nu postesc de luni de zile, alții de ani de zile. Avem doar o imagine, dar nu avem o relație. Cu omul care are relație trăiește în post și în rugăciune. Lăudați să fie Domnul, onorați să fie Domnul. Dacă viața lui a fost o viață de post și în rugăciune, a viața noastră, cum trebuie să fie? Cum trebuie să fie, dragii mei? El este pilda vrednică de urmat. De aceea mă rog Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne dea putere și biruință. Oamenii care caută astăzi doar imaginea și nu mai caută relația cu Dumnezeu. Oameni care astăzi cântă doar pentru imagine. Dar nu mai cântă pentru Dumnezeu. O grămadă sunt dragi. Spunea David și se spunea și aici mai devreme. O zis, cântarea mea de laudă nu-i pentru mulțime, nu-i pentru oameni, nu-i pentru YouTube. O zis, cântarea mea de laudă e pentru Împăratul. Slăvit să fie Domnul, onorat să fie Domnul, glorificat să fie Domnul. Auzi ce spune el în Psalmul 13, spune tot el, zice așa, zice, cânt Domnului că-și mi-a făcut bine, lăudat să fie Domnul. Nu cânt oamenilor, nu cânt să mă aplaude, să mă aclame oamenii, nu cânt pentru alte lucruri, ci cânt Domnului că-și mi-a făcut bine, lăudat să fie Domnul. Asta înseamnă relație. Însă oamenii astăzi caută imagine. Important e să-ți faci imagine. Atâția oameni care cântă doar de imagine, atâția oameni care predică Evanghelia doar de imagine. Să ne facem un om. Știi? Te duci bine la facultate, dacă înveți bine și faci multă teologie și multe seminare, când ieși de acolo, ieși cu Biblia sub subțioară și ești cel mai bun predicator. Dar viața e departe de Dumnezeu. Viața e departe de Dumnezeu. Că viața cu Dumnezeu, școala lui Dumnezeu înseamnă zdrobire, înseamnă suferință, înseamnă încercări, că aurul se curățește prin foc. Lăudați să fie Domnul. N-am cunoscut un Dumnezeu care să mă mângâie toată ziua. Am cunoscut un Dumnezeu care m-a zdrobit, care m-a încercat și fiecare zi de viață, o zi de test, o zi de încercare, o zi de probă, că în Împărăția lui Dumnezeu să ajunge prin multe din cazuri, lăudați să fie. Și cântarea spune, dacă bobul de greu nu este zdrobit, nu are valoare la care e dorit. Deci tot așa și omul născut din Dumnezeu, dacă nu-i zdrobit, nu este fiul său. Zdrobit de durere, zdrobit de încercare,
Și atunci intervine Dumnezeu cu mâna Lui. Slăvit să fie Domnul, onorat să fie Dumnezeu. Când oamenii nu mai dau nicio șansă și nu mai există nicio scăpare, ci intervine Dumnezeu acolo. El cunoște pe Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Lăudat să fie Domnul, onorat să fie Dumnezeu. Așa l-au cunoscut pe Dumnezeu Moise, Israel. Când faraon era în spate, când toată armata lui, când mare era în față, când nu mai vedeam nicio șansă, nicio izvărire și strigau Moise. De ce nu ne-ai lăsat acolo? Că erau destule morminte pentru noi. Ne-ai adus aici să murim. Și când spui că nu se mai poate intervine Dumnezeu, ce te explică marea două, că El are toată puterea în cer și pe pământ. Slăvit să fie Domnul, onorat să fie Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne dea putere și miruință. Pe Dumnezeu nu-L cunosc la seminar. Pe Dumnezeu îl cunoște în cuptor. Pe Dumnezeu îl cunoște în foc. Acolo l-a cunoscut și Nebucadnețar. I-a aruncat în cuptor și a zis, n-am pus trei, de ce sunt patru? Și al patru de aseamănă cu un fiu de Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Că Iisus e acolo, El te așteaptă în cuptor. El te așteaptă în încercare, slăvit să fie Domnul. Că El pregătește mijlocul de ieșire din orice încercare, din orice problemă, din orice durere, din orice suferință, din orice strâmtorare. El e acolo! Slăvit să fie Domnul! Și El pregătește mijlocul de ieșire. Slăvit să fie Domnul! Onorat să fie Dumnezeu! Dragii mei, Dumnezeu din cerul să ne dea putere și biruință. Mă doare astăzi, văd atâta imagine. Dar prea puțin oameni care au relații cu Dumnezeu, care trăiesc cu adevărat cu Dumnezeu. De aceea mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pentru noi, pentru biserica din lume, este acesta. Luptați pentru relații. Amin. Nu luptați pentru imagini. Prea mulți astăzi luptă pentru imagini. Atâtea biserici care luptă pentru imagine, dar n-au relații. N-au relații cu Dumnezeu, dragii mei. Important e să fie biserica mare, să avem poporul. Nu contează cum vii în adunare, nu contează cum te îmbraci, nu contează cum faci, nu contează că ai curvit. Important e să vii în adunare, să dai pala colectă, să fie biserica plină de ce, să ne facem un nume, Domne, cum merge lucrarea lor, nu merge nicăieri, se duce direct în ea, cu tot cu lucrarea. Important e de imagine, Domne. Atâtea evanghelizări, atâtea corturi care se fac astăzi, ascultați-vă. Ce vorbește Duhul Sfânt. Se fac astăzi doar de imagine, nu pentru o relație cu Dumnezeu. Și concurență, care mai de care? Care mai de care, dragii mei? Să facem corturi, să facem evanghelizări, să facem nu știu ce. Și să-i aducem paștea cu nume mare. Că nu mai căutăm oamenii simpli și smeriți, care trăiesc cu Dumnezeu, care au relații cu Dumnezeu. Ne interesează oamenii ăștia care au firmă mare și viața lor e departe de Dumnezeu. E departe de Dumnezeu. Am întâlnit în ultima vreme o grămadă de conducători de biserici dezamăgiți. Că au venit ăștia cu firma mare și nu s-a întâmplat nimic. Nu s-au întors oamenii la Dumnezeu. Și au rămas dezamăgiți. De ce? Pentru că căutăm mai mult imaginea decât relația cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea putere, Dumnezeu să ne dea biruință, dragi. Prea mulți oameni astăzi care caută imaginea și nu mai caută relația. Păi să vezi cine a fost la noi, să vezi cine a predicat, să vezi totul de imagine, știți? Exact ca și oamenii din lume. Păi la noi au fost salamă, la noi au fost scuță, așa făceau ăștia din lume la noi. Care mai de care? Să-l aducem pe cel mai mare cântăreț, să-l aducem pe cel mai mare lăutar, că așa e și a Duhul ăsta din lume. A intrat astăzi în biserici. Dumnezeu să ne dea putere și biruință. Să putem înțelege într-o vreme ca aceasta că Dumnezeu nu are nevoie de vedete. Dumnezeu are nevoie de oameni smeriți, oameni sfinți, oameni care trăiesc pocăința, oameni care nu se joacă cu pocăința, oameni care iubesc rugăciunea, oameni care iubesc postul, oameni care iubesc cuvântul lui Dumnezeu și oameni care trăiesc în voia lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Spunea omul lui Dumnezeu, a zis, când urmesc poruncile tale, mă bucur! De parcă aș avea toate comorile. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Dumnezeu să ne dea putere și biruință. Zice, atât de mult iubesc legea ta, spunea Salmistul, că toată ziua mă gândesc la ea. Slăvit să fie Dumnezeu, onorat să fie Dumnezeu. Zice, ferice de omul care cugetă zi și noapte la legea Domnului. Slăvit să fie Dumnezeu, onorat să fie Dumnezeu. În viața noastră astăzi numai imagine, mă doare astăzi. Ne rugăm în biserică și acasă numai pe telefon.
numai pe Facebook, numai pe internet, numai pe Instagram, numai pe telefon. Dar n-avem timp de rugăciune. Dar avem imagine bună. Ascultă-mă și ce spune în Apocalipsa, să merge numele, dar ești mort. Imaginea e bună, relație e praf. Relație e ruptă cu Dumnezeu, dar are imagine. Că-i merge numele, că trăiește Domnul. Dar ca să nu ne rugăm, nu citim, nu postim, mă rog în această zi minunată, sângele lui Iisus Hristos să fie peste noi toți, la gloria sa inegladiată. Să rupă toate lanțurile și toate legăturile. Să ne libereze de idolii străini cu care ne-a legat vrășmașul într-o vreme ca aceasta. Avem nevoie de atingere, avem nevoie de liberare. Paragopia sai de gladiana. Mă rog în această zi, tu sunt să te atingă și tu sunt să mă atingă în dimineața aceasta. Tu sunt să ne libereze și să ne cerceteze și toți idolii străini. Să plece din viața noastră. Am devenit robi a internetului și a tehnologiei. Apostolul Pavel spune așa, Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Petru, rob al lui Iisus Hristos. Iacov, rob al lui Iisus Hristos. Tu robă cu ești? Al cui rob suntem? Unul e robul lui Facebook, unul e robul lui Instagram, unul e robul lui televizor, unul e rob la meci de fotbal, unul e rob la telenovele și tot așa. Dar Pavel zice, rob al lui Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să fim robi ai Tăi, Doamne. Să fim conduși de Tine, stăpâniți de Tine, Doamne. Tu să stăpânești peste viața, peste inima, peste sufletele, peste cugetele noastre, peste minte, peste ochi, peste gura noastră, Doamne, peste toate mădularele noastre, Doamne, să stăpânești Tu în întregime. Lăudat să fie, Doamne, onorat să fie Dumnezeu și Dumnezeu să ne dea putere și biruință, Doamne. Asta e durerea cea mai mare asta. E prea multă imagine. Imaginea ne va duce în iad, dragii mei. Însă relația este singura care ne va ajuta să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne dea putere și biruință. E prea multă imagine astăzi. Se vorbește de pace, dar nu-i pace. Se vorbește de unitate, dar frații sunt dezbinați, în bucăți frumos. E doar imagine, dragii mei. Predicăm o Evanghelie Sfântă și viața noastră e departe de ea. Dumnezeu să aibă milă de noi. Dumnezeu să se îndură de noi. Să ne dea putere și biruință, dragii mei. Mă doare astăzi. Că din pricina amvoanelor și a funcțiilor se nască atât de biserici. Mi-aș dori să fiu născute din dragoste. Și din iubire. Lăudat să fie Domnul. Onorat să fie Dumnezeu glorificat. Dar dacă n-are loc la amvon, dacă n-are loc la slujire, facem o altă biserică. Și uite așa se naște o altă biserică. Deci, mă rog Dumnezeu să ne dea putere și biruință, dragii mei. Pentru că trăim vremea când se pune foarte mult preț pe imagine și nu se mai pune preț pe relație. Nu mai suntem interesați de realitate. Suntem interesați de imagine. Eu trebuie să mă uit în viața mea, trebuie să mă uit în realitate. Cum e viața mea cu Dumnezeu? Eu mă uit în viața mea personală. Ce folos ai imagine? Ce folos să fii cunoscut de toți oamenii? Ce folos să mergi în toată lumea asta și să predici Evanghelia dacă într-o zi Dumnezeu îți va spune pleacă de la mine că-și nu te cunosc? Ce folos ai? Credeți că are un folos de aici? Eu am spus întotdeauna în viața mea și o spun și susțin lucrul ăsta. Am zis mai bine să nu predic niciodată, să nu mă cunoască nimeni, să nu mă cheme nimeni. Mai bine să stau pe ultimul scaun, dar să știu că la sfârșit Dumnezeu va deschide cerul pentru mine. Asta e lucrul cel mai important, laudat să fie Dumnezeu. Onorat să fie Dumnezeu, glorificat să fie Dumnezeu. Asta e cea mai mare dorință. Știți ce îmi doresc, dragii mei? Îmi doresc ca într-o zi minunată, împreună cu familia care Dumnezeu mi-a dăruit-o, să pot să mă nasc la cer și să pot să am parte de răpirea lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Onorat să fie Dumnezeu. Decât să avem o imagine bună și o viață de parte de Dumnezeu, n-are nicio valoare. N-are nicio valoare. Că totul asta se rezumă la imagine. Hristos n-a căutat imagine. Important e relația cu Dumnezeu. Important ceea ce spune Dumnezeu despre tine. Nu? Oamenii spuneau că are drag, că e nebun, că duce poporul în rătăcire. Dar într-o zi s-o deschis cerul.
Și din cer s-a auzit un glas și a zis așa: acesta este Fiul meu preiubit în care găsesc toată plăcerea mea. Laudat să fie Domnul. Dragii mei, nu e important ce spunem noi despre noi, ce spun oamenii despre noi. Important e ce spune Dumnezeu despre tine, ce spune Dumnezeu despre mine. Că ultimul cuvânt îl are Dumnezeu între toate. Laudat să fie Domnul, onorat să fie Dumnezeu și Dumnezeu să ne dea putere. Ascultați-mă, trăim vremea când noi oamenii suntem interesați de ceea ce spun oamenii și nu ceea ce spune Dumnezeu. Asta e important pentru noi. Să mă vadă oamenii bine. Să dau bine înainte oamenilor și nu mai mă interesează ce spune Dumnezeu. Imagine. Există o categorie de oameni care o prezintă Biblia. Ăștia toată viața lor au căutat imagine. Și au zis: Doamne, n-am predicat noi, n-am prorocit noi, n-am scos noi dragi, n-am făcut noi minuni în numele Tău. Și uitați-vă durere. Au zis: niciodată nu v-am cunoscut. De ce? Că oamenii ăștia toată viața lor au avut imagine, dar n-au avut relație cu Dumnezeu. N-au avut relație cu Dumnezeu, dragii mei. Au fost interesați de imagine, au fost interesați de ceea ce spun oamenii despre ei. Important era pentru ei imaginea, dar nu relația cu Dumnezeu. Relația era departe de Dumnezeu. Dumnezeu să aibă milă de noi, Dumnezeu să ne dea putere și biruințe, să nu căutăm imaginea, ci să căutăm relația cu Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul, onorat să fie Dumnezeu, glorificat să fie Dumnezeu. Ce folos să fii păstor de imagine și să n-ai relație cu Dumnezeu? Că văd astăzi o grămadă de conducători de biserici care au doar imagine, dar n-au relații cu Dumnezeu. Ce folos? Ce folos, dragii mei? Se pune întrebarea și îmi pun întrebarea astăzi: de ce e atâtea lupte în adunări? Luptă după anvane, după funcții, care să cânte, care să predice, care să fie în față. Nu cumva, pentru că iubim imagine și vrem să ne facem un nume. Asta e marea durere, dragii mei. Că cei mai mulți care în lume n-au avut un nume, caută să-și facă un nume în pocăință. Ăsta e Duhul Lumii care dă târcoală. Și caută să-și facă un nume în pocăință. Dar ascultă-mă, dacă cauți imaginea și nu cauți relația, n-ai să vezi cerul, n-ai să vezi împărăția. Important e să cauți relația, să cauți mântuirea și Dumnezeu îți va dărui și slujirea. Slăvit să fie Domnul, onorat să fie Dumnezeu. Știți ce mă doare astăzi, fraților? Că cei mai mulți oameni pun mai presus slujirea decât mântuirea. Asta e cea mai mare durere. Oamenii care pun mai sus slujirea decât mântuirea sunt oameni pierduți. Ascultați-mă. Pe primul loc în viața noastră trebuie să fie mântuirea, dragii mei. Au zis: duceți-vă mântuirea până la capăt. Amin. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne dea putere și biruință. Să punem preț pe mântuire. Te întreabă Duhul Sfânt în această zi: cât de mult prețuiești mântuirea pe care Dumnezeu ți-a dat? Cât de mult iubești mântuirea pe care Dumnezeu ți-a dat? Pentru mântuirea asta s-a plătit un preț atât de scump. Pentru mântuirea asta s-a vărsat cel mai scump sânge de pe fața pământului. Tu n-ai fost răscumpărat cu aur, cu argint, cu pietre scumpe sau cu diamant. Noi am fost răscumpărați cu sângele Lui cel Sfânt. Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Onorat să fie Dumnezeu! Cât de mult prețuiești mântuirea pe care Dumnezeu ți-a dăruit-o, dragul meu. Că oamenii nu mai sunt interesați și nu mai pun preț pe mântuire. Pun preț pe slujire. Ascultați-mă, dragii mei, fariseii toată viața au avut parte de slujire. Ăștia au slujit, au predicat, au cântat, au făcut multe slujbe. Dar știți care a fost durerea? N-au avut parte de mântuire. Ce folos? Să ai parte de slujire? Doamne, n-am prorocit noi, n-am predicat noi, n-am cântat noi, slujire fără mântuire. Știți ce zic eu? Mai bine fără slujire, dar cu mântuire. Slăvit să fie Domnul. Onorat să fie Dumnezeu. Glorificat să fie Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne dea putere și biruințe, dragii mei. Să punem preț pe mântuire. Pentru că astăzi se pune preț pe slujire și nu se mai pune preț pe mântuire. Important să fiu în față, Domnul. Important e să cânt și eu. Important e să dau și eu un demn. Important să fiu și eu acolo în față. Oamenii care caută slujirea și nu mai pun preț pe mântuire. Dumnezeu să aibă milă de noi și Dumnezeu să ne dea putere și biruință, dragii mei. Că în viețile noastre să nu fie doar o imagine, ci să fie o relație adevărată cu Dumnezeu. Laudat să fie Domnul. Pentru că relația produce minuni. Relația produce schimbare. Uitați-vă, dragii mei, la două exemple. Uitați-vă la prorocii lui Baal. Ăștia erau proroci. Dar aveau doar imagine în viața. Și spune că și Ilie și prorocii au făcut același lucru. Au zidit același altar. Au pus aceeași jertfă. Spune că ăștia s-au rugat de dimineața până seara
și nu s-a întâmplat nimic. De ce? Că asta e doar imagine. Prorocii lui Baal reprezintă imaginea. Imaginea nu produce nimic. N-ați văzut pocăiți de 15 ani care nu s-au schimbat nimic la ei? N-ați văzut o grămadă de oameni care vin de ani de zile la biserică și nu se schimbă nimic la ei? N-ați văzut lucrul ăsta? Deci o grămadă de oameni care ascultă sute mii de predici, dar nu se schimbă nimic în viața lor. Știți de ce? Că au doar imagine. Ăștia au strigat de dimineața până seara, până au luat o razna și nu s-a întâmplat nimic. Dar uitați-vă, Ilie, relația. Pune altarul, pune pietrele, toarnă apă, aduce jertfa. Și când se roagă, se roagă așa, au zis, Doamne, fă să se cunoască astăzi că Tu ești Dumnezeu, Israel, și că eu sunt robul Tău și că toate aceste lucruri nu le-am făcut pentru imagine, nu le-am făcut să-mi fac un nume, Doamne, ci toate aceste lucruri le-am făcut după cuvântul Tău. Lăudați-vă, Doamne, și spune Biblia că atunci s-a coborât foc din cer. Că relația produce semne, produce minuni. Relația te schimbă, relația te transformă. Relația produce nașterea din nou. Ești o altă vorbă. Zice, dacă este cineva Hristos, dacă are cineva relație cu Hristos, este o făptură? Toate cele vechi s-au dus. Lăudați-vă, Domnul. Lăudați-vă, Domnul. Lăudați-vă, Dumnezeu și Dumnezeu să ne dea putere, să ne dea biruință, dragii mei. Să putem trăi o pocăință adevărată, să putem avea o relație adevărată cu Dumnezeu și să nu avem doar o imagine, că e prea multă imagine astăzi. O grămadă de oameni, o grămadă de credincioși, o grămadă de pocăiți, când îi vezi în adunare, zici că ești în lume, Domnul. Au toate culorile, mă, să vezi unghii, toate culorile, cu fel și fel, nu mai contează. Mă, da, important e că au imagine, știți? Mă doare astăzi, dragii mei, ascultați-mă, nu știu de ce Duhul Sfânt îmi dă lucrul ăsta. Lucrarea lui Dumnezeu astăzi se face mai mult doar de imagini, de formă. Și ce spune acolo în 2 Timotei? Zice, având doar o formă, asta înseamnă doar imagini. Oameni care au doar imagine, dar n-au relații cu Dumnezeu. Unde e relație, e putere. Unde nu e relație, nu e nicio putere. Se face astăzi lucrarea lui Dumnezeu doar de imagini. Îi luăm pe oameni și îi băgăm în apă. Nu contează, doar să ne facem reclamă. Am avut 200 de candidați la botez. Cu tot cu ei, în iad. Nici o schimbare, nici o transformare, nici o pocăință, nici o roare, nimic, dragii mei. Dar îi luăm și se face să vă duceți la apă, că din botezul, mai ales în piscinile astea, toate culorile în el. Când le bag acolo în apă, tot machiajul rămâne acolo. Ori intrat nepocăite și tot așa ori ieșit. Se face lucrarea lui Dumnezeu cu nebăgare de seamă. Dacă unul are dorința să se boteze, nu se face botez pentru tine, numai că sunt mulți. Să ne facem imagine. Auzi, pentru unul singur, când Domnul cercetează și vrea botezul, o zis, Doamne, uite apa, ce mă împiedică? Eu zic, Filip, dacă crezi din toată inima, se poate! Lăudați-vă, Domnul! Lăudați-vă, Domnul! Onorați-vă, Dumnezeu! Glorificați-vă, Dumnezeu, și Dumnezeu să ne ajute! Se face lucrarea lui Dumnezeu, dar de imagine. Știi ce o zis Ioan? O zis, oameni buni, decât să intrați în apă și să ieșiți la fel, n-are nici un lucru. N-are nici un lucru. Decât să intri mincinos și să ieși tot la fel. Să intri clevetitor și ești tot la fel. Să intri bârfitor și să ești tot la fel. Să intri mândru și să ești tot la fel. Să intri păcător și să ești tot la fel. N-are niciun folos. Știi ce o zis Ioan? Pentru că vă iubesc. O zis, mergeți în apă. Faceți fapte vrednice de pocăință. Și apoi intrați în apă botezului. Că n-are nici un folos, dragii mei. Ascultați-mă. Toată lucrarea care se face astăzi, dacă o facem doar de imagine și fără relație, n-are nicio valoare. Ascultă-mă, dacă cânți sau faci doar de imagine și în spate nu e relație, ascultă-mă, în spatele cântării trebuie să fie relație cu Dumnezeu, în spatele predicării trebuie să fie relație cu Dumnezeu, în spatele oricărei lucrări trebuie să fie relație cu Dumnezeu. Lăudați-vă, Domnul! Onorați-vă! Să cânți lui Dumnezeu, dar să trăiești cu Dumnezeu! Să predici despre Dumnezeu, dar să trăiești cu Dumnezeu! Asta înseamnă relație cu Dumnezeu, dar să cânți despre El și să nu trăiești cu El! Să predici despre El și să nu trăiești cu Dumnezeu. Asta înseamnă doar imagine. Dumnezeu să se îndură din noi. Dumnezeu să ne dea putere și biruință. Să putem face lucrarea lui Dumnezeu cu băgare de seamă. Să nu o facem doar de imagine. Că astăzi se face lucrarea de imagine. N-ați văzut? Aduceți filmări, aduceți telefoane, aduceți nu știu ce, să vină nu știu cine, să filmeze, să nu știu ce, să fim dați la televizor. Ascultă-vă, lucrarea lui Dumnezeu se face în ascuns, se face în smerenie. Spune că porumbița asta e ascunsă între stânci. Nu e lumina fraierilor. Că biserica nu e chemată să fie vedetă. Biserica e chemată să fie lumina lumii și sarea pământului. Lăudați-vă, Domnul!
Lăudați-vă, Doamne, onorați-vă, Dumnezeu! Dumnezeu să ne dea putere și biruință! Să avem relații cu Dumnezeu și să trăim cu Dumnezeu în fiecare zi, dragii mei. Prea mulți creștini, prea mulți pocăiți astăzi doar de imagine. E pocăit de aminte, imagine. E pocăit de clevetește, imagine. E pocăit de urăște, imagine. Pocăință doar de imagine, dragii mei. Un pocăit adevărat care are relații cu Dumnezeu ăsta nu minte, spune adevărul. Un pocăit adevărat care are relații cu Dumnezeu ăsta nu clevetește, ăsta se roagă. Un pocăit adevărat care are relații cu Dumnezeu, ăsta nu urăște, ăsta iubește. Că asta înseamnă relații cu Dumnezeu, trăiesc cu Dumnezeu. Lăudați-vă, Domnul, onorați-vă, Dumnezeu. Domnul. Spuneau ăștia, zice noi, zice, Tatăl nostru este Avram, imagine. Mă, ce imagine bună avem noi. Ăștia-s copilul Avram, ăștia-s copilul lui Dumnezeu. Și spune Domnul, zice, dacă ați fi copilul lui Avram, ați face faptele lui Avram. Te întreabă Duhul Sfânt în această zi. Faptele tale. Uită-te la faptele tale. Uită-te la faptele din viața ta. Și uită-te cine ești. Dacă vrei să te cunoști în această zi, uită-te la pomul vieții tale. Și uită-te la radele din pomul vieții tale. Dumnezeu nu minte. Dumnezeu nu clevetește. Dumnezeu nu bărbește. Dumnezeu nu-i mândru. Dumnezeu nu-i lacom. Dumnezeu-i sfânt. Uită-te în viața ta și uită-te la faptele tale. Ce spun faptele tale și ce spun faptele mele despre. Dumnezeu să ne dea biruință. Amin. Să ne luptăm într-o vreme ca aceasta. Amin, da. Să nu avem o imagine, ci să avem o relație strânsă cu Dumnezeu. De aceea vă spun din toată inima că Duhul Domnului m-a îndemnat și mă îndeamnă să spun în continuare pentru noi, pentru biserica din loc, luptați pentru relații, nu luptați pentru imagine. Imaginea va duce în iad, relația va deschide cerul pentru voi într-o zi. Slăvit să fie Dumnezeu, onorat să fie Dumnezeu, glorificat să fie Dumnezeu. Mai bine lepădătura tuturora, dar iubiți de Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne dea putere și biruință. Pentru că, așa cum spuneam și apoi vreau să ne rugăm, trăim într-o lume, trăim într-o vreme când totul se pune accent doar pe imagine și nu se mai pune accent pe relații. Nu se mai pune accent pe realitate, pe nevoi. Am ajuns să iubim doar cei mai mulți bani se cheltuie astăzi. Știți pentru ce? Pentru imagine. Dar nu pentru relații. Când îți ții o haină, nu e că ai nevoie de ea, nu. Prima întrebare când o ieși, care e întrebarea? Cum stă cu ea? Imagine. Ne interesează imagine, știi? Îți iei un ceas, nu te mai interesează cât e ceasul, te interesează cum arată ceasul. E totul pe imagine, dragii mei. Asta e vremea. Nu ne mai facem o casă astăzi că avem nevoie de o casă, de un adăpost, să stai cu soția, cu copiii, nu. Știi ce e interesant în casă? Imagine. Ce casă am făcut eu, n-am făcut nimeni. Ce gresie mi-am pus eu, nu-i la nimeni. Ce mobil am cumpărat eu, nu-i la nimeni. Auzi, nu mai ții mobile, că ai nevoie să spui hainele, mi-a domnul. Important e cum arată mobila, cât de scumpă e mobila. Mă doare! Mă doare astăzi, dragii mei! Noi, ca copii al lui Dumnezeu, care cunoaștem acest cuvânt sfânt al lui Dumnezeu, când Biblia spune că totul va arde și nimic nu va rămâne, noi ne luptăm pentru pământ decât pentru cer. Noi ne luptăm să strângem aici decât să strângem acolo sus. Și punem preț mai mult pe imagine. Nu-ți mai e o mașină, Doamne, că ai nevoie de ea. Că ai familie, că ai copii pentru nevoi. Știi care e problema? Imagine. E imaginea de mică. Se vadă. Ce mașină ai tu. Totul e pe imagine, dragii mei. Totul s-a axat pe imagine. Asta e cel mai important. Cum arăți? Știi? Cum arăți în exterior. Dar nu mai contează cum ești în interior. Să fii frumos pe din afară și plin de răutate pe dinăuntru. N-are nicio valoare, dragii mei. N-are nicio valoare. Ascultați-mă, fariseii toată viața lor au avut o imagine de nota 10. Ăștia toată viața au postit. Ăștia toată viața s-au rugat. Au dat zeciuieli și milostenii. Dacă te uiți din punct de vedere exterior, ăștia erau de nota 10, dar există unul și-i prezent în adunare. Ochii lui ca para focului, pe dincolo de toate lucrurile, pe dincolo de imagine, pe dincolo de aparențe. El vede inima ta dimineața aceasta. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! L-au întrebat pe Ieremia ce
acesta care te vechează în fiecare zi, care te ocrotește în fiecare zi, care te păsește în fiecare zi, care te trezește în fiecare dimineață. E prezent în Dumnezeu. E gata să te ierte dimineața aceasta. E gata să te elibereze, e gata să te îmbrace cu putere. E gata să-ți dăruiască o haină nouă, slăvit să fie Dumnezeu. De sincer în această zi. Și de te voi mărturisi înaintea Lui. Ascultă-mă ce îți vorbește Domnul. Domnul e prezent să te ierte. El vrea să iasă, să lasă iertare. Dacă crezi că până astăzi ai avut doar o imagine, Dumnezeu de astăzi te cheamă la o relație. Dumnezeu e gata să te primească cu brațele deschise. Dumnezeu e gata să te ridice, să te ierte, să te elibereze și să te îmbrace cu noi puteri. Lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. Totul depinde de tine, dragul meu. De vei fi sincer în rugăciunea pe care o vom face. Și de te vei mărturisi Domnului. Domnul e aici. Și Domnul se va atinge de tine, de stare și de viață. Pentru că totul e doar imagine astăzi. E doar imagine. Spunea cineva și era și soția. Spunea o femeie din urmă și ne-a uimit modul ei de a gândi. Deci ne cumpărăm astăzi canapele în casă, nu că avem nevoie de ele, doar de frumusețe. Deci și în loc să stai pe canapea, stai lângă canapea ca să nu murdărești. Că totul e doar pentru imagini. Nu mai suntem oameni simpli. Nu mai suntem oameni smeriți. Să nu ne intereseze nimic decât cerul și împărăția. Au vândut totul, au lăsat totul și l-au urmat pe Iisus. Lăvit să fie Domnul. Ne arde inima de dor după aceea țară. Slăvit să fie Domnul. Te întreabă Duhul Sfânt. Inima ta mai arde după aceea țară. Îți mai este dor de Domnul într-o vreme ca aceasta. Spune cântarea mea, așa de dor de tine, Iisuse Domnul meu, Dumnezeu să lucreze. Vrea să ne ridicăm în picioare, dragii mei. Și am vrea să ne rugăm în această zi. Și Duhul Sfânt îți spune să fii sincer în rugăciunea ta. Și dacă crezi că până astăzi ai avut doar o imagine, Dumnezeu te cheamă la o relație. Dumnezeu te cheamă la o relație adevărată. Ascultă-mă, nu știu de ce, n-am avut de gând, nu mi-am vrut lucrul ăsta. Dar Duhul Sfânt mă împinge să fac lucrul ăsta. Dacă sunt suflete care vor să ne rugăm pentru ei într-un mod special, dacă crezi că ai avut doar o imagine, și de astăzi vrei să ai o relație cu Dumnezeu, te aștept în față. În timpul rugăciunii, în timpul unui cântări, cu frații de cine, te aștept aici în față, în timp ce biserica se roagă. Dacă simți nevoia asta, te aștept în față, să ne rugăm pentru tine. Avem frați binecuvântați în locul acesta și suntem gata să ne rugăm pentru tine cu toată dragostea. Și Dumnezeu să ne dea putere și biruință, să putem înțelege, dragii mei, că ziua de mâine nu ne aparține. Ziua de ieri s-a dus, dragii mei. Tot ce ne-a rămas, ne-a rămas ziua de astăzi. O nouă zi, o nouă șansă. E șansa ta în care te poți ridica, în care te poți întoarce, în care te poți împăca cu Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul. De aceea mă rog, Dumnezeu să ne binecuvânteze. În timpul când